Asasinatul de la Sarajevo, comis în 28 iunie 1914 de Gavrilo Princip, membru al societății secrete Mâna Neagră, a pus pe jar cercurile politice și opinia publică românească de la București. Asta datorită presei, dar și din cauza extrem de periculoasei situații geopolitice. România se afla între Imperiul Habsburgic și Rusia, ambele cu teritorii locuite majoritar de români, având, prin urmare, revendicări naționale atât la vest, majoritatea, cât și la est. Pe de altă parte, România era legată din 1883 de Tripla Alianță, care, de atunci, fusese zidul protector dinaintea imperialismului rus. Dar, dincolo de poziția geografică tentantă pentru ruși, România avea bogății foarte importante pentru ambele imperii, miza fiind petrolul și cerealele. Se părea că istoria va decide ușor între austrieci și ruși, tratatul amintit cântărind greu însă pentru regele Carol I. Obligația unui tratat secret nu putea abate România de la dreptul ei de a cumpăni situația și de a hotărâ în conformitate cu interesele țării. Aceasta a fost starea de spirit a românilor la aflarea veștii despre atentat. Odată cu ziua de 15 iulie 1914, când Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, se punea problema alegerii taberelor și nu era o treabă lesnicioasă. La 1 august, Germania declarase război Rusiei, iar la 3 august, Franței. Iar în 2 august 1914, Anglia a declarat război Germaniei. Doar într-o săptămână, 7 state europene, între care cele 5 mari puteri, erau în stare de beligeranță, unele în frunte cu Franța, în Antanta, cele din jurul Austriei și Germaniei, alcătuind puterile centrale. În Antanta, alături de Franța, se găsea însă Rusia, fapt care complica enorm alegerea taberei. Pentru a fixa atitudinea României față de marele război ce se prefigura, regele Carol I a convocat la 3 august 1914 Consiliul de Coroană, în sala de muzică a Castelului Peleș. Au participat principele Ferdinand, guvernul țării în frunte cu Ion Icebrătianu, președinții corpurilor legiuitoare, foștii prim-ministri și șefii partidelor politice. Ce rost avea acest Consiliu de Coroană, deseori ironizat de necunoscători? Ei bine, în trecut, în vremuri de restriște, domnitorul cerea sfatul tuturor bătrânilor și înțelepților țării. Acesta era sensul convocării acestor consilii speciale. La Sinaia, regele Carol I, întemeindu-și discursul pe tratatul secret din 1883, contrasemnat de Ion Cebrătianu și reînnoit la fiecare 5 ani sub guvernele miniștrilor Lascăr Catargiu, Dimitrie Asturza, Titu Maiorescu, și-a exprimat opinia ca România să lupte alături de puterile centrale. Majoritatea vorbitorilor, Alexandru Marghiloman, Teodor Rossetti, Ioan Lahovari, Tache Ionescu, Ion Cegrădișteanu, Emil Costinescu, s-au pronunțat contra acestei alianțe, motivând considerente de ordin juridic, toate mizând pe faptul că alianța României cu Tripla Alianță era de natură defensivă. Ori, în cazul de față, puterile Triplei Alianțe, recte puterile centrale, erau agresoarele. Ele provocaseră și declanșaseră războiul. În plus, România nu fusese nici consultată, nici prevenită asupra ultimatumului trimis de guvernul austro-ungar la Belgrad, care avea să provoace războiul. În acest sens, prim-ministrul Ion Icebrătianu a mai arătat că România a intrat în alianță pe picior de egalitate și nu îi se poate impune târârea în război, iar sentimentul public nu poate fi neglijat într-o acțiune politică de așa gravitate. A
Atunci a sosit o telegramă, citită de Brătianu, prin care Italia anunța neutralitatea, refuzând să intre în război alături de Germania și Austria. Fusese mâna destinului. La finele ședinței, toți membrii Consiliului au votat pentru neutralitatea României, în afară de rege și de Petre Pecarp, și au stabilit măsurile necesare pentru întărirea apărării frontierelor. Regele, bolnav fiind, nu va supraviețui decât 2 luni acestui Consiliu. Tratatul cu Tripla Alianță era înmormântat. Noul rege al României, Ferdinand I, se urca pe scaunul domniei în împrejurări neasemuit de grele, dar a dat de la primele cuvinte dovada că gândirea și simțirea lui îl călăuzeau pe calea ce se identifica cu aceea a poporului său. Susținut de soția sa, Regina Maria, și de sfetnicul său, Ion Ice Brătianu, își va însuși aspirațiile națiunii române, a căror realizare o va urmări cu tenacitatea, chibzuiala și discreția impuse de împrejurări. Nu masele deciseseră politica țării și nu vor avea un cuvânt de spus nici mai departe. Era treaba regelui și a elitelor țării. Alegerea taberei implica atât premisele opțiunilor teritoriale oferite de viitori aliați, cât și încheierea unui tratat util în tratativele de pace. Neutralitatea a fost pusă la grea încercare de eforturile ambelor tabere de a atrage România, o putere regională în ascensiune după războaiele balcanice și care, din perspectiva strategică, avea o importanță covârșitoare. Din această cauză, România a fost serios scurtată de cele 2 tabere beligerante, care au făcut presiuni deosebite pentru a obține alinierea ei. La 19 septembrie 1914, Erich von Falkenhayn, ministrul de război german, scria împăratului Franz Josef că Germania nu va fi capabilă să bareze drumul rușilor spre părțile ungurești și Transilvania fără o colaborare activă a României înainte de venirea iernii, propunând o ofertă teritorială. Va trebui să obținem această colaborare cu orice preț, pe de o parte prin îndeplinirea dezideratelor României în interiorul monarhiei, pe de altă parte prin cedarea județului Suceava. Pe lângă Basarabia se propunea și o regiune din Bucovina stăpânită de Austria. Nu era puțin. Totuși, față de totalul ținuturilor revendicate de guvernanții români, nu însemna mai nimic. Germanii și austrieci au înțeles și au mărit darul. Subsecretarul de stat german Zimmermann a promis Odessa lui Nicu Filipescu, iar la sugestia ministrului german de externe, Gottlieb von Jagow, guvernul habsburgic, prin ministrul Cernin, va promite ținutul Negotin din Serbia. Mai mult, au cumpărat ziare, s-au folosit de personalități publice sincere cu orientări filogermane sau antirusești, precum Ioan Slavici și Constantin Stere. Reacția nu a întârziat. Octavian Goga a scris despre Slavici un articol intitulat Un om mort, Ioan Slavici. Stere era un basarabean patriot cu condamnări executate în Siberia și care vedea în pericolul rusesc un pericol istoric asupra căruia stăruia în fiecare moment. De un mare ajutor în alegerea taberei de luptă va fi intransigența primului ministru István Tisza, care nu a acceptat niciun fel de îmbunătățire a situației românilor din Imperiu. În 1915, enervat de îndărătnicia lui Tisza, generalul comandant al frontului de est, Paul von Hindenburg, insista pe lângă arhiducele Frederic, comandantul suprem al trupelor austriece, să intervină de urgență pe lângă guvernul ungar ca să acorde românilor reformele și favorurile pe care aceștia le reclamă. Va fi necesar, pe lângă aceasta, ca monarhia să promită României anumite teritorii cucerite de la ruși. Cu aceste condiții, concursul României ni se pare cu putință.
Contele ungur s-a prefăcut că nu aude, spre binele viitorului celor pe care îi împila. La rândul ei și Antanta făcea încercări disperate să atragă regatul român în tabăra ei. Problema venea din neîncrederea pe care România o arăta Rusiei, atât din cunoașterea planurilor sale expansioniste nedisimulate, cât și din experiența avută cu alianța din timpul războiului de la 1877-1878. Un mare semn de întrebare era, de pildă, acceptarea pretențiilor rusești asupra Constantinopolului de către Franța și Marea Britanie, la amenințarea Rusiei că va face pace separată cu Germania, fapt ce a întărit rezerva guvernului brătianu față de ruși. Era suficient să privești harta sud-estului european pentru a pricepe că, pentru a lua în stăpânire strâmtorile, Rusia trebuia să anexeze România și Bulgaria. Cu flota decimată de japonezi la Tsushima în 1905, Rusia spera să obțină Constantinopolul la Conferința Păcii în urma victoriilor aliate pe frontul occidental. Dovada acestei manevre? Când flota otomană atacase Odessa și Novorossiysk la 29 octombrie 1914, flota rusă se dovedise incapabilă să le protejeze. Mai rămânea un singur lucru de făcut: atragerea României în război, pentru a o putea lucra, ca în 1877-1878. La 16 martie 1915, Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatei, până ce comanda îi va fi luată și asumată chiar de către țarul Nicolae al II-lea, îi comunica ambasadorului francez Maurice Paleolog că trebuie să discutăm lucruri grave. Am datoria să vă declar că imediata cooperare a Italiei și României este o necesitate imperioasă. Nu interpretați aceste cuvinte ca pe un strigă de disperare, rămân convins că, ajutați de Dumnezeu, vom învinge. Dar fără colaborarea imediată a Italiei și a României, războiul se va prelungi multe luni de acum înainte, cu riscuri teribile. Din motive geografice și ale interesului direct într-o cooperare militară, în conformitate cu planul ei, rolul preponderent al negocierilor cu România l-a avut Rusia prin ministrul de externe Sazonov, secundată doar de Franța. Spre neplăcerea rușilor, evenimentele de pe fronturi vor influența negocierile. În momentul când germanii au reușit să întoarcă frontul prin Belgia neutră și să amenințe Parisul, i s-a sugerat Rusiei să ofere României județele din sudul Basarabiei. Situația era disperată pentru Franța, nu și pentru Rusia, care, prin Sazonov, a respins ideea ca lipsită de sens. După victoria franceză de pe Marna și ocuparea Liovului de către ruși, presiunile interne și externe asupra României se multiplică. Opinia publică și antantiștii cresc presiunile asupra guvernului să grăbească intrarea în război. Nicu Filipescu și Tache Ionescu, de pildă, țineau discursuri belicoase în sările Dacia și Orfeu. Pentru a impresiona și mai mult opinia publică, Rusia va oferi Bucovina, ducat austriac, oferind și garanții contra unui atac bulgar de la sud. Se va negocia chiar o convenție secretă între Sazonov și Diamandi, șeful legației române din Sankt Petersburg, care va fi acceptată de Brătianu și semnată la 1 octombrie 1914. Textul este interesant. Rusia se angajează să recunoască României dreptul de a-și anexa regiunile monarhiei austro-ungare cu populație română. În Bucovina, delimitarea teritoriilor ce urmează să fie anexate Rusiei sau României se va face după criteriul majorității etnografice a populației. România va avea dreptul să ocupe aceste teritorii în momentul pe care îl va socoti prielnic. Cât privește România, ea se angajează să păstreze până la data acestei ocupații o neutralitate binevoitoare față de Rusia. Dar mai interesante sunt adăugirile lui Brătianu, care l-au indispus pe Sazonov, deși le-a acceptat. României îi se garantează de către Rusia status quo-ul teritorial în frontierele ei actuale. Frontiera între partea rusă și partea română a Bucovinei va fi râul Prut, obținându-se astfel un hotar trainic între cele două state. Mai departe, se recunoșteau oficial pretențiile românești asupra Transilvaniei, Banatului și Bucovinei.
toate doar în schimbul neutralității binevoitoare. Rusia se asigura însă că România va fi de partea Antantei. Adăugirile lui Brătianu însemnau un succes diplomatic strălucit, țarul reproșându-i lui Sazonov că a cedat prea ușor românilor prin textul convenției. Anul 1915 va consemna intrarea în război a Italiei de partea Antantei, deși era legată, la fel ca România, de un tratat cu puterile centrale. Pentru România nu era însă un moment propice. Înfrângerea armatei ruse pe frontul de est și părăsirea Galiției ar fi făcut din intervenția ei o aventură nebunească, căci ar fi fost anihilată de la începutul intrării sale în război. Totuși, rușii continuau presiunile, deși intrarea României nu ar fi adus niciun câștig strategic. Brătianu nu a cedat. La Paris, Clemenceau, pe atunci în opoziție, va porni o campanie furibundă împotriva României prin ziarul său L'Homme Chalne, ceea ce explică ostilitatea sa față de primul ministru român la conferința de pace de la Paris din 1919. Brătianu, care la 23 iunie 1915 îi făcuse propuneri de noi înțelegeri lui Sazonov, urmărea un tratat cu puterile Antantei. Antanta va accepta ideea de a îndeplini una dintre cereri pentru a facilita intervenția română. Tot atunci, Austria a trimis trupe în Transilvania pentru a presa România, dar efectul nu a fost cel scontat. România întărind trupele de pe frontieră și efectuând fortificații care se vor dovedi folositoare ulterior. În primăvara lui 1916, armatele conduse de feldmareșalul August von Mackensen plănuiau atacarea României, deși era neutră. Feldmareșalul va fi oprit de Falkenhayn, atunci șeful statului major german, care a dorit să atace iarăși Franța. Înfrângerile germane de la Verdun și Somme și ofensiva victorioasă a lui Brusilov vor decide serios intrarea României în război, care, prin vocea lui Ionel Brătianu, cerea însă garanții și armament performant. Neutralitatea în război se bazase pe datoria față de țară și popor. Această sfântă datorie, conjugată cu situația complicată pe fronta puterilor Antantei, i-a permis lui Ionice Brătianu să încheie la 4-17 august 1916 tratatele prin care România se obliga ca, cel mai târziu, la 15-28 august 1916, să declare război și să atace Imperiul Habsburgic. Erau două tratate, unul politic și o convenție militară, ambele încheiate cu reprezentanții Rusiei, Stanislas Poklevski-Koziel, Franței, contele August Felix de Saint-Oler, Angliei, Lordul Barclay și Italiei, Carlo Fasciotti, care garantau României integritatea teritorială pe toată întinderea frontierelor sale și dreptul de a se uni cu teritoriile românești aflate sub sceptrul împăratului de la Viena, toate, din fericire, fiind entități politice avându-l ca suveran pe împărat, dar în conformitate cu rangul fiecăreia. Pentru Transilvania, de exemplu, împăratul avea rangul de principe, pentru Bucovina pe cel de arhiduce și așa mai departe. Brătianu cunoștea firește statutul ținuturilor românești din Imperiul vecin și, nu întâmplător, le-a nominalizat în tratate pe fiecare în parte. De acum, totul depindea de înfrângerea puterilor centrale. Thank you.